Oameni buni, vreau să abordez un subiect mai special astăzi. Tot am zis că nu vreau să vorbesc, nu vreau să mă bag deocamdată. Am zis că poate se rezolvă problemele, dar văd că oamenii ăștia chiar nu-și văd de treabă. Este vorba despre subiectul de la Survivor. Cam și nervi și mai ales de aseară, de când am văzut că m-am uitat cu o zi în avans la emisiune și am văzut cearta dintre Iancu și băieții ăștia doi, Cătălin Moroșanu și Zmărândescu, omul ăsta nou. Bă, nu vii rușine, bă, voi doi, că sunteți, vă dați că sunteți dita mai campioni, că sunteți, cum sunteți voi, să fiți sănătoși. Nu vii rușine, mă, să vă luați cu un copil până la urmă, că Iancu are 25 de ani, să veniți voi să vă puneți cap în cap cu el, voi doi, să vă arătați voi, ce, să vă arătați puterea cu un copil, așa sunteți voi șmecheri, așa vă demonstrați voi bărbăția și șmecheria, că începe să înjurați. Bă, ce înseamnă, mă, asta, mă, unde vă credeți? Bă, voi v-ați dus la Survivor, bă, nebunilor, nu v-ați dus la... La ce emisiune vă credeți, mă, sunteți? Voi ați crezut că sunteți în ring? Unde ați crezut că sunteți? Și mergeți voi doi, amândoi, să-l intimidați pe Iancu. Ce puteți să-i faceți acolo? Ce puteți să-i faceți decât puteați, poate, să-i dați una și să fiți descalificați? Dar ce atitudine asta, bă, bă, nu înțeleg atitudinea asta și mai ales că sunteți oamenii toată firea, mă, aveți 40-50 de ani și aveți și voi o carieră în spate. Băi, frumos așa ceva să începe să înjurați ca la ușa cortului, că m-am uitat aseară pe... Cred că în seara asta o să dea emisiunea la televizor, că m-am uitat cu o zi în avans pe asta, pe internet. Ați început să înjurați, să vă băgați, să vă scoateți în echipă și mai ales în el, că cu el aveați. Ați văzut că s-o pus, vă ținut piept, că... Băi, eu știu pe Iancu și știu că nu-i frică, chiar dacă ar fi vorba. Că sunteți doi și ați fi putut poate să-l dovediți, să dau un exemplu, dacă ar fi fost de bătaie. El, până la urmă, e un copil. Dar nu era frică de voi, dau pariu cu oricare că nu era frică nici de unul, nici de altul, parte să dea cu voi. Stați cu minți, vedeți-vă de treaba voastră, că acolo nu-i vorba de bătaie, nu veni nimeni să se bată și nu veni nimeni să-și arate așa și mușchi la televizor. Ăla vă sparge pe traseu cu atâta vouă ciudă și muriți de ciudă și tu, Moroșane, când vii și vezi filmarea asta și tu la fel și Zmărădescule, băi, voi dacă aveți ceva de spus, luați-vă cu el pe traseu, fraților, n-aveți ce să-i faceți ăla pe traseu. Singurul care îi face față din echipa aia e Zani, atât, că restul vă spar pe toți. Și pe ăla îl mai sparte din când în când, dar Zani e cel mai bun de acolo, de la Faimoș. Păi voi dacă vreți să demonstrați ceva, demonstrați cu el pe traseu, fraților. Mergeți, intrați cu el pe traseu, nu vă arătați voi coaiele că sunteți voi șmecheri. Și încep și tu, bă, ăla, bă, când l-am auzit aseară, nu pot să mă rândesc, bă, mai iau nervi. Când îmi pare rău că nu l-am lăsat, spunea el la interviu, îmi pare rău că nu l-am lăsat pe Moroșanu să-i rupă dinții, lui să scoate dinții din gură. La cine? Bă, mă fac să înjur. La cine scoți, mă, tu dinții din gură? Bă, mai scoți la cineva dinții din gură? Bă, voi nu gândiți ce vorbiți, mă? Bă, în ce competiție credeți că sunteți? Bă, une vă credeți aici? Voi vă credeți că sunteți pe stradă? Une vă credeți? Bă, oameni buni, nu se poate așa ceva. S-au ajuns prea departe. S-au ajuns prea departe cu chestia asta. Dacă sunteți frustrați că ăla e mai bun ca voi, că vă bate pe traseu, cum v-am spus, bă, demonstrați-vă puterea acolo pe traseu, e foarte, foarte simplu. Nu înjurați, nu denigrați, pentru că altfel primiți cu aceeași monedă. V-a plăcut când Iancu vă răspuns la fel și s-a pus cap în cap cu voi, cu amândoi? Voi care sunteți dita mai oameni? Băi, nu știu, mi-ar fi, eu că am 30 de ani și mi-ar fi așa să mă pun cu unul mai mic, cu unul de 10 ani, dau exemplu, că e diferență poate de 20 de ani între voi, 20 și ceva de ani. Cu cine vă arătați, mă, voi puterea? Bă, omule, nu există așa ceva, deci... Aseară când am văzut, am înnebunit de nervi, nu mai puteam, venea să fac video aseară, dar am zis că las până astăzi, să fiu un pic mai calm și să vorbesc așa deschis. Moroșane, tu știi foarte, foarte bine, știi foarte bine, nu trebuie să-ți amintesc eu dacă vezi video ăsta, tu știi în sezonul nostru, știi mai multe. Știi că ai mâncat din mâna mea, știi că am avut grijă de voi, de cei care erați pe acolo, că eu știe toată lumea, toți concurenții care au fost acolo, m-am descurcat când am fost acolo. Nu dau mai multe din casă, dar m-am descurcat și am avut grijă și de voi. Și ați mâncat din mâinile mele și acum tu te iei de fratele meu. Ăla-i fratele meu, sângele meu, n-am cum să mă bag pentru el, că știu că are dreptate. Bă, dacă n-avea dreptate, mă jur pe ce-am mai scump dacă eu vreodată îi luam apărare. Dar are dreptate, frate, nu puteți voi doi să vă puneți, să vă arătați puterea cu el. Că ce, până la urmă? Că nu a fost nimic. V-o respectat. Tot timpul vorbi frumos cu voi. Care-i problema voastră? Asta e una cu ăștia. Cu fata asta iară, cu Maria Lungu. Băi, femeie, băi, ce tu cauți tu, băi?
tu nu vezi că ai greșit emisiunea, vezi că nu ești la puterea dragostei acolo, nu ești, ești la Survivor, eu vorbesc din experiență, eu am fost acolo, știu despre ce e vorba. Tu nu vezi că toată echipa, bă, nu-i unul în echipa aia, toți sunt de bun și tu ești ok, nu? Tu așa crezi. Dacă toată echipa spune că nu e ok și să-ți vezi de treabă, de ce faci în continuare lucrurile pe care le faci? Ce femeie ești tu, că tu spui că vrei respect, ok, tu ca femeie. Dar ce respect vrei tu când tu pe aia o faci proastă, pe Lola, ca să ai, taci proastă, pe aia la altea roșignești, pe frate meu la fel, îl faci toate felurile, la toată echipa le arăți muie când ai intrat la duelul la Curelu, ce ai câștigat, când ai venit înapoi în echipă, vă dau la, așa le-ai spus la toți, vă dau la muie. Ce femeie ești tu, tu vrei respect, că tu spui că femeile trebuie respectate. Da, trebuie respectate, normal, și nu trebuie jignite. Tocmai de-aia, Iancu, niciodată în viața lui, doar emisiunea e filmată și sunt filmările, dacă vă uitați pe voi, n-o jignit absolut nicio femeie de acolo. Tot ce-o spus, o spus cu argumente, dar n-o jignit, o vorbi frumos. Și tu spui, femeile trebuie respectate. Normal că trebuie respectate, dar tu ce femeie ești? Tu meriți respect? Tu până la urmă nici nu meriți respect, că tu nici nu te poți considera femeie. Tu ești un bărbătoi, care tu le dai la muie la toți, la toată echipa, care tu îți bagi în ei, îi jignești, îi faci toate felurile, cum să mai suporte ea? Nu te gândești că e logic. Nu te gândești că problema pleacă de la tine și că trebuie să-ți vezi de treabă ca să nu mai aduci vibe-ul ăsta negativ în echipă? Nu știu cum... Eu te înțeleg pe de-o parte că vrei să fii acolo în centru atenției, vrei să te bagi lumea în seamă, dar nu așa ești în evidență, fată, nu așa ești în evidență. Vrei să-ți de treaba ta, vorbește frumos cu echipa ta, respectă pe oamenii de lângă tine așa cum te respectă și ei și atunci o să primești și respect înapoi, că așa e normal. Nu poți să dai numai rău și tu să te aștepți să primești numai bine. Nu ai cum așa ceva. N-am cuvinte, n-am cuvinte când văd un comportament de mahala la o fată ca tine care n-ar avea ce căuta la Survivor, comportamentul ăsta, că nu ești la emisiunea aia la care ai mai fost tu, la Puterea Dragostei, nu ești acolo. Acolo poate mergea să faci asta, să te ceri, dar aici nu ești acolo. E vorba despre total altceva, e o competiție jumate sportivă, jumate socială. Nu te-ai integrat nici social, nici sportiv. Ești ultima pe traseu, social iar ești ultima. Ce vrei mai mult? Vezi că toată echipa îți spune. Vezi de treaba ta, contrar, nu încerca să mai provoci băieții din echipă. Păi de-aia zis că ce, că ea, ați încercat voi să ziceți de Iancu că, vezi, Doamne, că nu respectă femeie. Păi cum nu respectă, mă, femeie? N-o jignit odată, arată mie odată. Acolo, negru, pauz, negru, pal, filmare, să văd în care Iancu o jignit-o, n-o jignit niciodată, de când e acolo, nu vorbi târât, pentru că și-o spus părerea aia, altceva, nu poți să taci, voi să vorbiți ca, să vorbești tu ca un papagal și el să tacă în fața ta, că nu ești Iisus Hristos, zici tu, e normal să spună omul părerea, nu? Și dacă spune părerea și adevărul, pe tine te deranjează adevărul. A fost o fază și cu fata aia altă, cu Maria Chițu, nu? Maria Chițu, așa. A fost o fază și cu ea. La fel, ei pierduseră jocul și vine Jador și o ia în brațe și ea hi-hi-ha-ha-ha. Și atunci, normal, chiar am fost supărat oarecum și eu spus, bă, nu e ok, că acum gândiți-vă voi. Dau un exemplu așa banal, nu știu. Două țări sunt în război, da? Una pierde războiul, bărbații când vin acasă din război după ce au pierdut războiul, găsesc femeile lor din țară că sunt cu aia care au câștigat și fac cheful, râd și glumesc cu oamenii, știi? Așa au fost și acolo, că până la urmă ei sunt într-un război acolo, faimoși cu războinici, sunt pe traseu într-un război. Nu poți tu, după ce pierzi jocul, să te hi-hi-ha-ha-ha, tu te mă lasă pe pace, exact cum a făcut Ștefania aseară, mi-a plăcut de Ștefania maxim. Deci Ștefania, tot respectul pentru tine, ori pierdut aseară jocul, s-o duci la Dor Leaș, lasă-mă frate, vezi de treaba ta, noi am pierdut, lasă de treaba noastră, nu te-a apucat tu să... Da, sunt niște chestii, nu știu, de moralitate, de bun simț, de tine ca persoană, cum te respecti, dacă nu te respecti, da, unele au respect pentru ele, altele n-au. Dar nu a fost o chestie foarte gravă, chestia asta ce a făcut-o Maria Chițu, a fost așa, au trecut. A fost o trecut, s-o rezolvat. Dar chestia urâtă ce se întâmplă acolo, majoritatea, 99% din probleme, fiind din cauza la fata asta, la Maria Lungu. Să-și vadă de treaba ei, nu știu, poate ajunge și o să vadă filmarea asta și să ia, nu știu, să ia un sfat, nu numai de la mine, de la toți oamenii care spun, pentru că toată echipa îi spune, nu doar eu, toată echipa îi spune lucrurile astea și astea și să văd. Ce mai vreau să spun? La fel de Jador. Bă, știi că nu am avut niciodată treabă cu tine, o să vii acasă și o să vezi filmarea asta, nu...
Și în sezonul meu am încercat cât de mult să mă abțin, să văd de treaba mea, să nu dau, să nu zic, să nu... Bă, dar e vorba de frate meu, acum mă, frate, parcă mă doare mai mult pentru el decât pentru mine. Bă, nu ți-e rușine și ție, bă, Ioane, J'adore, să-l faci tu cioban pe frate meu. Păi stai mă un pic, că până la urmă e vorba de o meserie asta, dar tu ești cioban în comportament cu ce ai făcut. Păi asta... Și asta e o meserie respectată în România, pentru că noi, fermierii, cei care avem animale și avem moi, producem mâncare, lucrăm și producem mâncare pentru oameni, să le dăm de mâncare. E ca și cum te-aș face eu pe tine, băi, pescare. Păi ce treaba mea că tu ești pescar, că ai zis că tu ai fost la pescuit cu taică, că când erai mică pescuiai, că mâncai pește, că... Păi ce treaba mea eu de treaba asta, de acolo să câștigi de existența. Nu poți să încerci să jignești un om cu treaba asta, băi, ciobane, că-ți fug oile, ce-i mă cu asta, ești frustrat că te bate pe traseu? Demonstrează-ți puterea și tu cu el pe traseu, nu așa. Nu-i logic. De unde și până unde vin astea? Ia să... Înseamnă că tu pe toți ciobanii din România ești jignit cu chestia asta, că ce, ți se pare o... Ți se pare un lucru rău să fii cioban? Să... Și nu e absolut niciun lucru rău să crești animale, să faci, să produci de mâncare pentru lume, să lucrezi, frate, să muncești, nu e rușine. Care e problema ta cu ciobanii? Ce treabă ai tu cu ciobanii? Vrei să pună toți ciobanii pe tine, să vezi ce înseamnă un cioban? Vezi de treaba ta, eu atâta spun cu Iancu, că eu știu cu Iancu cât e de nebun. Și să nu te nimerești vreodată numai tu cu el, că nu știu dacă mai faci după aia cioban, știi ce zic? Tu ia, la fel, iară, i-ai spus J'adore că ai vrut să o induci, să-i induci oarecum despre ea, că nu respectă femeile. Păi cu ce nu respectă? Că nu a jignit absolut nicio femeie acolo, ți-am spus. Nu există un cuvânt jignitor adus de Iancu la adresa femeilor din echipa războinicilor sau a faimoșilor. Nu există. Tu ai spus asta pentru că, vezi, doamne, ai vrut să-l bagi pe el într-o lumină proastă și ai zis, da mă, dacă îi urât să jignește o femeie. Păi cu ce o jignită? Că nu o jignită cu absolut nimic. Tu vorbești de jignit femei J'adore? Tu vorbești? Hai să fim serioși, tu vorbești, ai uitat ce ai făcut cu Georgiana în sezonul nostru, ai uitat cum i-ai luat toți morții și ți-ai băgat și ți-ai scos și ai făcut după aia să plângă, care a crescut la casă de copii și ai înjurat-o de toți și ai nici părinți n-avea săracă. Ai uitat ce ai făcut cu Georgiana și cu altele și cu altele, vorbești tu de respect, de respect pentru femei? Tu te-ai găsit J'adore să vorbești de respect pentru femei? Nu ți-e un pic rușine, frate? Băi, spun doar adevărul, atât, nu-i absolut nimic, poți să te superi pe mine, poți să nu te superi, nu mă interesează, tu știi că am dreptate. Nu vorbi tu de respect la adresa femeilor când tu nu ai respect nici, nu vreau să mai vorbesc mai mult, că tu știi mai bine. Tu n-ai avut respect pentru nicio femeie din viața ta și vorbești de respect pentru femei, care respect? Că tu nu l-ai pentru echipa ta, tu le-ai dat la muie și te-ai băgat în gura lor din prima zi. Tăceți, nu știi primul joc, că primul joc de la Survivor i-ai înjurat pe toți, pe toată echipa. Tăceți, la mea, așa le-ai zis la toți. Și tu sari la toți și înjuri și faci cu ei pe acolo. Tu știi mai bine cum faci, echipa ta știe la fel. Cine-ți mai spune-i Zani, care are curaj, restul ăia alții, majoritatea sunt papagali, stau și îți acceptă cât de cât, Moroșanu și cu ăla și care mai bat. Nu neapărat papagali, că nu vreau să, poate sună urât. Dar nu vor, oamenii nu vor să-ți spună oarecum și îți spun așa mai păcolit, te morșoam că tata îți mai spune, dar și ăla o dai pe el în glumă, nu știu ce. Atâta spun, vezi de treaba ta cu Iancu că n-ai cum să denigrezi tu pe omul ăsta. N-ai ce să-i faci pentru că e un om din toate punctele de vedere, e la locul lui, își vede treaba lui, pe traseu e cam cel mai bun de acolo de la război, nici vă sparge pe toți. Ia asta ți-e ciudă, că nu poți să-l bați. Păi n-ai cum să-l bați pe ăla, de bunule, că n-ai zis că te lasă la jumatea traseului și când ajungi să dai, deja el o dat 5 din 5 sau câte sunt acolo. Deci nu, n-ai ce să-i faci decât pe traseu, acolo îți demonstrezi puterea cu el. Nu încerca tu să-l denigrezi pe el, că el nu încerca pe tine să te denigreze. Și nimeni. Dar dacă eu văd că tu nu-ți vezi de treabă, am văzut că ai zis o dată, de două ori, de trei ori. Am zis, lasă-mă că nu zic, bă, dar deja tu exagerezi, frate, tu începi cu jigniri, bă, ciobane, că țărane, că, bă, ce-ți bă astea, mă, cine te crezi tu, bă? Ești buricul pământului, cine ești tu? Ești un om ca și noi, la fel suntem toți, suntem egali. De unde vin toate frustrările astea? Vezi-ți de treaba ta, că nu ți-o a avut nimeni treaba, vezi-ți de echipa ta în continuare, cum ai făcut și până acum, și dacă ai ceva de demonstrat, cum ți-am mai spus și tu, și Moroșanu, și Zmărândescu, cei care ți-au avut treabă cu Iancu, demonstrați pe traseu. Atât.